Vedem acum un lucru extrem de interesant. Autoritățile locale din Argeș au lansat primul Tourist Pass din România. Este vorba despre un bilet care poate fi folosit pentru a vizita diferite obiective turistice. Acesta permite turiștilor accesul la Muzeul Județean Argeș, Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești, Casul Roman Jidova și Casa Memorială Dinului Pati. Există și alte obiective incluse în program, însă pentru moment se află în renovare. Argeș Tourist Pass poate fi achiziționat online de pe paginile secțiilor muzeale, de pe platforma dedicată exclusiv turismului românesc romanianventures.ro, din agențiile de turism din România, dar și de la recepțiile hotelurilor și pensiunilor de pe teritoriul județului participante la demers. Biletul este valabil 7 zile de la prima scanare, intrarea la obiectivele turistice făcându-se o singură dată și, pentru că este un proiect recent lansat, are o reducere de 30%. Într-adevăr, obiectivele turistice din județul Argeș merită să ai și o privire de ansamblu asupra lor, pentru că ai ce să alegi dintre toate aceste muzee. Sigur.